Am Băsescu, domnule Meleșcanu, îl știți pe cel care îi rânjește lui Victor Ponta? Nu cunosc despre cine este vorba. La cine s-a referit președintele? Adică nu știți cine este ofițerul de legătură? Nu știu nici măcar dacă domnul Ponta a fost sau nu a fost. E o chestiune care mă depășește. Bun, dar în timpul mandatului dumneavoastră, știți câți ofițeri sub acoperire a făcut Serviciul de Informații Externe? Da, a făcut trei. Trei? Trei. Persoane cunoscute în România? Nu, pe noi ne interesează persoanele cunoscute în România. Ne interesează persoane care au activități în străinătate și care le pot permite dânșilor să ne fie util pentru sarcinile care revin Serviciului de Informații Externe, respectiv informații externe despre stări de lucru care ar putea afecta România. Care e profilul unui ofițer acoperit care lucrează în străinătate pentru Serviciul de Informații Externe? Înțeleg că trebuie, are o slujbă, are o identitate, are o familie, are o carieră. Da, bineînțeles. Da? Trebuie să fie un om care are ceva în carieră, în spatele lui deja, și care dorește să-și servească țara mai mult decât îi oferă numai posibilitatea de a-și continua o carieră. El este recrutat la cererea lui, se trece prin toate testele obișnuite care se fac în asemenea cazuri, teste de inteligență, teste de rezistență la stres, de lucru în echipă, cultură generală, deci tot ceea ce înseamnă un format de intelectual, după care devine ofițer acoperit în cazul în care trece toate aceste teste, ofițer acoperit al serviciului. Se semnează un angajament? Există un angajament scris atunci când devii ofițer acoperit? Al SIE în cazul nostru? Există un ordin de numire care îl semnează directorul SIE și care implică pentru cel care a acceptat să devină ofițer obligația fermă de a respecta toate legile în vigoare în România, precum și regulamentele militare, regulile de funcționare ale serviciului și ordinele directorului, nu ordinele verbale, ordinele scrise care reglementează toate activitățile. Deci tot ce se întâmplă în serviciu este reglementat pe bază scrisă, nimeni nu ia decizii singur. Acel angajament se păstrează, presupun, undeva într-o clădire, într-un sediu al Serviciului de Informații Externe. Ordinele de numire, da. Un singur exemplar? Păstrează. Da, un singur exemplar. Deci niciun acoperit nu se face fără știința șefului Serviciului de Informații Externe în cazul acelui nostru? Acelui care se semnează este un ordin. Șef de serviciu și semnează ordinul de încadrare, da. Deci cei trei care au fost făcuți ofițeri acoperiți în mandatul dumneavoastră sunt cunoscuți de dumneavoastră. Identitățile lor reale sunt cunoscute. Le-am și uitat după ce am semnat. Sigur că le-ați uitat, dar le-ați știut. Da. Le-ați văzut acolo. Deci, practic, dacă într-adevăr Victor Ponta ar fi fost ofițer acoperit, bănuiesc că erau aceleași proceduri și reguli și în 97, presupun, în SIE, nu? Da. Adică tot șeful serviciului semna pentru... Începând de 94 am intrat pe sistemul occidental de organizare și funcționare. Care se păstrează și acum. Care se păstrează și acum. Deci cine era în 97, domnul Harnagea mai exact, șef la SIE, știe răspunsul la întrebarea care macină România, a fost sau nu Victor Ponta ofițer? E probabil, dacă îl știe. Există vreo posibilitate în care acea hârtie, acel document, angajamentul, să poată fi și în posesia ofițerului acoperit? Nu, este exclus. Cum poate ieși un astfel de document din sistem? Nu are cum să iasă. De ce? Nu are cum să iasă pentru că există un mod de protejare a lor care este până acum fără cusur. Din punctul de vedere a celor care ar dori să aibă acces, ei trebuie să aibă un motiv pentru a cere accesul la acest tip de documente, da, și semnează de luare de la cunoștință, ceea ce reprezintă angajamentul lui de a nu deconspira numele respectiv. Da, în afară de ofițerul SIE care deține acel document, cine mai poate vedea angajamentul unui ofițer acoperit? Șeful SIE, presupun? Adjuncții? Șeful și adjuncții, repet, dacă există, vă dau un exemplu, vine o informație extrem de importantă, nu știi foarte sigur ca director dacă este într-adevăr o informație de prima mână sau poate să fie
o informație care a fost dată de cineva ca să te dezinformeze, de fapt. Și atunci, primul lucru pe care îl faci și întreb cine este cel care a redactat materialul. Se verifică sursa informației, așadar. Se verifică sursa informației. Asta presupunând că... Asta presupunând că poți să-i vezi și fișa și numele celui care a făcut materialul respectiv, semnezi de luare la cunoștință cu obligația, evident, potrivit legii, de a nu deconspira nici numele, nici operațiunea, nici sediile, locul unde s-a întâmplat și așa mai departe. Deci dacă nu există o defecțiune în sistem, în serviciul de informații externe în cazul nostru, da? O informație referitoare la un acoperit poate să plece de la cel care deține documentul și de la 2-3 oameni din fruntea serviciului, care pot vedea acel document. Cel mult, da. Deci avem un cerc de vreo 4 oameni, să zicem. Vi se pare informația aceasta, că Victor Ponta a fost, a spus-o președintele, dar atenție, a mai spus-o un senator care a fost membru PSD, acum e independent, domnul Valer Marian, nu s-a spus doar că Victor Ponta a fost, s-a dat și un interval, 97-2001. E foarte posibil, deci, ca această informație să fie ieșit din SIE. Încă o dată vă spun, nu avea cum să iasă decât dacă cineva dintre cei care a avut acces a deconspirat această informație, asumându-și rigorile legii. Ați avut, cât ați fost director al serviciului, vreo sesizare la parchet, sau mai știu eu, la cealaltă instituție, în urma vreunei deconspirări? Nu. În perioada în care am avut eu mandatul, nu. Nu am avut nicio situație de acest gen. Când a ieșit prima dată președintele Băsescu, acum puțină vreme, să vorbească de un candidat acoperit sau fost acoperit, a existat o analiză în Serviciul de Informații Externe în legătură cu acest subiect? Analiză? Referitoare la vulnerabilități, eventuali foști acoperiți? Nu, nu. N-am făcut niciun fel de analiză. Numai în momentul când ni s-au solicitat date, atunci am făcut o analiză juridică și vreau să... O analiză juridică, o analiză cu cei care se ocupă de protecția personalului și a operațiunilor, deci cu toți cei care sunt implicați, pentru a da un răspuns corect președintelui, pentru că răspunsul care l-am dat nu e un răspuns personal, e o relație instituțională. Răspunsul pe care l-am dat este răspunsul Serviciului de Informații Externe, elaborat de Departamentul Juridic cu toate celelalte vize necesare. Dar vă întreb direct, dacă... Să admitem, nu Victor Ponta, oricine altcineva dintre candidați, sau oricine în general, în legătură cu care se face o acuzație publică și despre care e posibil să se spună public că a fost acoperit. Iar dacă asta se întâmplă, apare un pericol pentru serviciu. S-a luat în calcul acest scenariu și cum să reacționeze SIE într-un astfel de caz? Da, există o modalitate, un mod de operare, pentru că în cazul în care se fac asemenea afirmații, este foarte posibil ca partenerii noștri sau competitorii noștri, vorbesc de serviciile din țările NATO și Uniunea Europeană sau cei din alte țări care sunt competitorii noștri, să înceapă să caute de câte ori a fost, pe unde a fost, ce a făcut și în felul ăsta cu cine a luat legătura și în felul acesta să pot fi efecte profund negative asupra libertății sau chiar a vieții celor cu care s-a întâlnit și care pot fi considerați ca fiind legăturile lui. Deci se face o astfel de analiză. Da. Deci Ion Popescu, dacă știm că Ion Popescu va fi deconspirat, public, atunci analiza arată. Ion Popescu, dacă a fost acoperit, unde s-a plimbat, cu cine s-a întâlnit, ce telefoane am putea să primim, ca să zic așa, da, și de la ce servicii. Da, este una de marile vulnerabilități pe care le aduce orice declarație publică. În acel moment se comunică preventiv cu alte servicii? Nu, noi aici regulile sunt aceleași pentru toate serviciile. Nu ai ce să comunici, fiecare încearcă să-și dea seama în ce măsură îl poate afecta pe el și mai ales țara pe care o reprezintă. Bun, a fost un atac frontal la seară al președintelui Traian Băsescu, inclusiv la adresa domnului Meleșcanu. E vorba de o hotărâre de guvern din 2013 care secretizează lista foștilor acoperiți. O declarație scurtă o vedem și apoi o să prezentăm câteva documente. Pare că sunt niște inadvertențe aici între declarațiile de astăzi, de după amiază, ale domnului Meleșcanu și ce spun aceste documente. Inadvertențe de care nu l-am informat încă pe domnul Meleșcanu. Află odată cu dumneavoastră mai întâi declarația lui Traian Băsescu. Personalul din domeniul activității informative
chiar și după încetarea